Bine v-am găsit pe știe, voi face pentru voi etalarea runelor pentru luna 9 și sfârșitul de săptămână, luna 9 de vineri, 16, dar și 16 octombrie, dar nu uitați să vizionați, fiindcă luna 9 horoscopul l-aveți la horoscopul săptămânii, 12-18, cu aspecte puțin benefice, dar și puțin mai puțin benefice. Adică acel sextil cu Jupiter, Neptun, dar și Jupiter în Capricorn, Neptun în Pești și opozițiile. Deci răstorn unele ușor ca să nu le pierd pe jos, că le-am mai pierdut. Așa. Și iau Eolh, Ing, Daeg, Gifu, Raidoh, Ehvaz, și cam atât. Altele eu nu mai văd să fie într-o poziție benefică. Astea nu sunt, deci așa le-am. Bun, să le așez. Raidoh, Eolh, așa, 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 așa. Aceasta ne dă o schimbare. Este Ehvaz. Ehvaz ne duce cu gândul la o schimbare, o schimbare impusă. Deci nu este o schimbare, deci este o răsturnare de situație. Dar pare să aibă un sens negativ. Și cu Eol, care tot la fel este răsturnat. Dacă o luăm această călătorie sau schimbare, poate să fie și o călătorie privind-o lângă Raidoh. Dar atunci înseamnă că nu este o călătorie, e o călătorie pe care o faceți, dar ceva nu o să vă convină, ceva nu va fi bine în această călătorie. Deci această Ehvaz. Am zice că ceva nu o să fie prea bine în această călătorie. Și acest Eol este într-o poziție răsturnată. Ar trebui să fiți foarte prudenți, fiindcă cineva încearcă să vă înșele sau s-ar putea prin atitudinile pe care le aveți să vă înșelați chiar singuri. Ocazional, bineînțeles. S-ar putea să fie un moment în care aveți situații dubioase, situații în care nu puteți să aveți încredere și este bine să evitați această situație. Dacă vă gândiți la o relație, poate să fie o amânare până cunoașteți mai bine caracterul și motivele acestei situații legate de o relație. Deci acesta ar fi Eol răsturnat. În schimb, celelalte arată o creștere lentă, sigură, o schimbare benefică, încheierea unor proiecte care vă duc în fața unor, să zicem, unor schimbări în viața voastră, ca o piatră de temelie în viața voastră. Acesta ar fi Ingul. Deci o idee nouă, o relație nouă, ceva nou în viața voastră care intră și vă schimbă efectiv situațiile, vă schimbă anumite, într-un fel viitorul, dar vă duce spre o schimbare benefică. Și Gifu, la care n-avem ce să zicem, deci Gifu este o rună benefică, o rună care arată materializarea unor daruri materiale, deci darul pe care le primiți,
Daruri spirituale, declarații, poate fi și o materializare a unei relații, o relație care poate să se încheie printr-o căsătorie, printr-o declarație, un angajament. Deci acesta ar fi, eu zic, o situație foarte bună pentru voi și călătoria, am spus, care s-ar putea să aibă un aspect nedorit, această călătorie, fiindcă vine cu o schimbare impusă, ceva care, eu știu, vă duce la ceva nemulțumitor, această călătorie. Pare să fie o călătorie scurtă, dar cu un rezultat nemulțumitor și e Old răsturnat care vă atenționează asupra relațiilor voastre. Poate fi și vorba și de o păcăleală, de o înșelătorie, de o ofertă pe care trebuie să o refuzați, de relații cu indivizi dubioși la care trebuie să îi impuneți restricții. Deci a durat mai puțin, dar sunt rune foarte simple și eu zic că nu aveți niciun fel de probleme decât aceste old care, așa cum am spus, arată o păcăleală pe care puteți să vă faceți chiar singuri cu această călătorie. Cu această călătorie. Adică puteți singuri să vă faceți păcăleala cu această călătorie, unde veți avea schimbări care nu sunt bune, nu vă duc la o reușită, vă duc la o nemulțumire. Și în rest, totul este benefic. Deci, adică o creștere lentă, sigură, o schimbare benefică. Aici vine o schimbare clară, benefică, printr-o relație nouă, printr-o idee nouă, un început nou. După ce încheiați proiecte pe care le-ați avut, le puteți încheia, finaliza, aveți șansa să le finalizați benefic cu această rună, care vă susține să încheiați proiecte, să începeți ceva nou, ceva care să vă ducă spre o schimbare benefică, spre o creștere clară benefică și cu Gifu, care este o lună prețioasă, tot timpul am spus, ea reprezintă, deci nu au, cele trei nu au poziții răsturnate, deci sunt foarte bune. Eu zic că este o situație benefică, fiindcă acest Gifu întotdeauna arată o situație benefică. Vă puteți aștepta și la evenimente puțin mai nedorite cu această călătorie, dar Gifu totuși va aduce o mulțumire, daruri spirituale, daruri materiale, deci o finalitate a acestor schimbări foarte bună, o finalitate benefică. Să zicem, o finalitate care pentru unii poate fi sentimentală, pentru unii poate fi materială, chiar dacă aveți această nemulțumire în urma unei călătorii. Deci o veți depăși într-un fel sau altul, această nemulțumire în urma unei călătorii. Deci sau în urma unor schimbări în viață, fiindcă acest rai doh mai reprezintă și căruța vieții noastre, deci mișcarea noastră în viață, nu? Poate să aibă schimbări nedorite, dar și aceste păcăleli, înșelătorii. Și finalul, zic eu, că este bun. Deci încheiați, deci, adică dacă încercați să faceți ceva, să egalați anumite situații, fiindcă acolo la horoscop eu am dat pentru fiecare, în funcție de casele în care se află planetele în opoziție și ceea ce aveți de egalat, ceea ce aveți, unde aveți de depus niște eforturi pentru a avea o stare de bine. Eu vă doresc numai bine!